Protestatarii din Piața Marii Adunări Naționale în frunte cu liderii platformei civice DA au pichetat de dimineață sediul reședinței de stat. Anterior, aceștia au cerut de nenumărate ori ca șeful statului Nicolae Timofti să se întâlnească cu manifestanții, dar de fiecare dată președintele țării a delegat în locul său reprezentanții ai aparatului prezidențial. Protestatarii au cerut și cer în continuare demisia lui Nicolae Timofti, însă acesta a anunțat într-o declarație că nu intenționează să demisioneze. Cel puțin până pe 8 octombrie, liderul Blocului Roșu, Grigore Petrencu, va rămâne în arest preventiv în izolator. O decizie în acest sens a fost luată de judecătorii de la Curtea de Apel Chișinău. Petrencu a fost reținut pe 6 septembrie, în urma unor altercații în fața Procuraturii Generale. Regretatul actor Mihai Volontir va fi înmormântat mâine, iar ziua de 17 septembrie va fi decretată drept zi de doliu național. Funeraliile și mitingul de doliu vor avea loc între orele 10 și 14 în holul Palatului Național Nicolae Sulac. Ulterior, corpul neînsuflețit al artistului va fi așezat la locul său de veci, la cimitirul central din strada Armenească. Actorul a decedat la vârsta de 81 de ani. Fostul premier Iurie Leancă a răspuns acuzațiilor actualului prim-ministru Valeriu Streleț vis-a-vis de activitatea executivului când îl conducea acesta. Streleț a menționat recent că de toate problemele actuale din țară se face vinovat guvernul Leancă, care a luat decizii greșite. În replică, fostul premier a postat un mesaj în care scrie, cităm: "Dacă Streleț vorbește despre gafe, cred că ar trebui să conștientizeze că gafa monumentală a fost comisă chiar de el atunci când a acceptat funcția de premier ca parte a unui joc murdar, presărat inclusiv cu trădarea de data aceasta a unui alt coleg de partid, candidat la funcția de premier, ale cărui efecte le vedem deja cu toții." De astăzi, aleșii poporului revin la muncă, ori deputații s-au întrunit în comisiile permanente parlamentare. Totodată, ulterior, biroul permanent va decide când se va desfășura prima ședință în plen a legislativului. Anterior, la o conferință de presă comună, președintele Parlamentului, Adrian Candu, a declarat că executivul a transmis deja legislativului 33 de proiecte pentru examinare. Dilema în cazul zilei vinului din acest an. În timp ce Piața Marii Adunări Naționale este ocupată de protestatarii DA, vinificatorii nu doresc alt loc pentru organizarea sărbătorii. Viceministrul Agriculturii Vlad Loghin a menționat pentru Infotag că decizia finală în această situație încă nu a fost luată. Problema constă în lipsa de acces în piață. Nu are sens să organizăm evenimentul în altă parte, deoarece acest fapt va influența negativ asupra numărului de participanți și oaspeți, a mai precizat Loghin. Ziua vinului este prevăzută pentru 3-4 octombrie. Prim-vicepreședintele Partidului Democrat Vlad Plahotniuc a vorbit într-un interviu exclusiv pentru Tribuna.md despre proteste, alegeri anticipate, dar și plecarea sa din politică. Astfel, democratul a spus că alegerile anticipate acum este o soluție riscantă și irresponsabilă. Totodată a menționat că nu susține demisia guvernului și că demisiile unor șefi de instituții nu pot rezolva problemele. Despre protestele din Piața Marii Adunări Naționale, Plahotniuc a spus că, în opinia lui, cetățenii au fost mințiți de o parte din liderii platformei DA, care urmăresc crearea unui nou partid politic. Despre o eventuală plecare a sa din politică a spus că poate să o facă oricând, iar despre plecarea sa din Parlament, democratul a menționat că uneori trebuie să faci pași înapoi sau în lateral. Capitala României are un primar interimar după ce Sorin Oprescu a fost arestat pentru corupție. Astfel, la cârma Bucureștiului a venit acum Marin Ștefănel Dan. Acesta, odată ales în funcție, a declarat că va avea toleranță zero față de cel mai mic act de corupție. Procurorii DNA îl acuză pe fostul primar Sorin Oprescu de luare de mită. Intemperiile fac prăpăd în Statele Unite ale Americii, în timp ce California este mistuită de flăcări, Arizona și Utah se confruntă cu inundații devastatoare. Bilanțul arată că până acum 6 persoane au murit și alte 7 sunt date dispărute, după ce 2 mașini au fost luate de ape în timpul inundațiilor produse la granița dintre cele 2 state americane. Puhoaiele au fost cauzate de ploile torențiale din ultimele zile. Austria are de gând să introducă măsuri temporare de control la frontierele comune cu Italia, Slovenia și Slovacia. Totodată, Ministerul Austriac de Interne a informat Comisia Europeană că a introdus controle temporare la frontiera cu Ungaria în contextul crizei imigranților. Totodată, pentru a ajuta poliția de frontieră în contextul afluxului de imigranți, au fost mobilizați peste 2000 de militari.
Pentru astăzi, Banca Națională a Moldovei a anunțat următorul curs valutar. Prețul pentru un euro a crescut cu 4 bani și costă 22,13 lei și dolarul american a adăugat 7 bani, ajungând la valoarea de 19,58 lei. La valoarea de 5 lei a rămas leul românesc. Hrivna ucraineană a adăugat un ban și costă 0,89 lei. La fel, rubla rusească are mai mult cu un ban, fiind cotată cu 0,29 lei.